amprenta de carbon în construire este mai redusă în România comparativ cu cu țările din vest. Și are o explicație. De ce? Interesant. Pentru că în șantier, practic, nu știu, dau un exemplu. Muncitorul folosește fiecare colțișor de bucată de rigips. Salutare, salutare! Iată la nou podcast săptămânal, Daniel Tudor aici ca de obicei în fiecare joi cu invitați speciali în podcastul The Concept. Azi l-avem pe Răzvan Nica. Răzvan, binevenit! Bine te-am găsit! Răzvan este un pionier în domeniul. Eu o să fac o scurtă introducere, sunt multe lucruri de spus, dar o să îl descoperiți pe parcurs. Subiectul zilei este sustenabilitate în dezvoltare și toate implicațiile, inclusiv în zona certificării verzi. Răzvan este chiar fondatorul Build Green. Din 2010 este prima companie din România specializată în consultanță pentru dezvoltarea sustenabilă și certificarea verde a clădirilor, printre ele și binecunoscutele LEED și BRIM, care sunt standarde în industria noastră. Dar mai mult de atât, îl văd pe Răzvan și îl urmăresc de ceva timp ca pe un pionier și promotor al dezvoltării sustenabile în general în România. Mai departe de certificări, de checklist-uri și mai departe, mă bucur că suntem mai mulți oameni care promovăm dezvoltarea sustenabilă. Ești mai mult decât binevenit, Răzvan, aici în platoul nostru, în sediul nostru care încă ne permite această locație faină. O să ne mutăm în curând într-un podcast, într-un studio și mai fain. Vreau să întreb, Răzvan, când așa spargem gheața tot timpul, cine ești, de unde vii și te mână în luptă? Aveam cine o bunică care mă întreba treaba asta. Da. De unde te tragi, știi? Da, cine sunt? Exact cum ai spus tu, sunt fondatorul companiei Build Green, o companie de consultanță. Eu, la bază, vin din zona economică și trecând printr-o zonă, printr-o perioadă de project management, am ajuns în această zonă imobiliare și sustenabilitate. Cu aceasta am început, iar în 2010 am decis să fondez compania Build Green. La acea vreme, având ca prim obiect de activitate certificarea BRIAM, dar în ultimii 13 ani, în această perioadă în care și industria a evoluat foarte mult după criza din 2008-2010, m-am ocupat de tot ce ține de zona de sustenabilitate, începând cu BRIAM, dar dezvoltându-ne și pe celelalte certificări, cum sunt LEED, WELL, EDGE, dar mai ales oferind consultanță în îmbunătățirea performanței clădirii, pentru că până la urmă, pe lângă faptul că aceste standarde îți dau anumite direcții, stabilesc anumite repere de performanță, ele sunt e foarte important modul în care se implementează aceste soluții, nu doar pentru a bifa, pentru a obține un certificat, ci a face aceste clădiri un pic mai bune. Pentru că conceptul certificărilor, pentru că aceste certificări sunt certificări comerciale, au plecat ca fiind certificări comerciale și au avut ca scop, să zicem, obținerea unei cote de piață, toate aceste certificări încearcă să împingă zona de construcții, zona imobiliară, un pic mai în față. Nu dorim sau nu doresc certificările să schimbe peste noapte întreaga industrie, pentru că nu se va putea. Au mai fost și cred că sunt încă în piață anumite certificări, să zicem, care au fost gândite ca revoluționare, cumva extreme, dar care nu au obținut o cotă de piață și într-un final nu au putut, să zicem, să schimbe industria pe cât și-ar fi dorit. Din punctul meu de vedere, conceptul și modul în care au fost gândite aceste scheme de certificare, prin faptul că în fiecare etapă, la fiecare ediție a schemelor de certificare încearcă să miște un pic industria mai în față, mai mult decât standardele minime, este modul în care practic se implementează sustenabilitatea, s-a implementat în ultimii
15-20 de ani de când au apărut schemele la nivel mondial și din punctul meu de vedere, în ultimii 15 ani în România s-a schimbat foarte mult modul în care se construiește, cel puțin în zona în care schemele de certificare sunt prezente. Ca să-ți răspund și la a doua parte a întrebării, ce mă motivează? Partea aceasta de a îmbunătăți proiectele, de a avea în fiecare zi un proiect mai bun. Da, pentru că am văzut soluțiile care păreau inovatoare, extreme în 2010, acum e o soluție normală. Sau ce ne părea atunci, să zicem, SF, acum se întâmplă. Avem proiecte foarte bune în România, calitate sau soluții tehnice de o calitate foarte bună, care, în urmă cu 10 ani erau cumva experimente, chiar la nivel european și acum sunt, le vedem, funcționează în clădiri din România. Sunt curios, care a fost prima clădire pe care ai certificat-o? Prima clădire pe care am certificat-o este clădirea Eurotower, la care în perioada 2007-2010 am făcut parte și de echipa de project management. Acolo am învățat, acolo am experimentat, am înțeles ce înseamnă certificarea, iar după ce am părăsit acea, după ce proiectul s-a finalizat, am continuat procesul de certificare, iar în 2011, la început sau final de 2010, a fost obținut certificatul final de final BRIAM. După care au urmat altele din alte proiecte din piață. Eurotower este o clădire bine cunoscută de birouri din București, la intersecția Barbu Bucurescu cu Lacul 3. Da, clădire foarte frumoasă. Felicitări pentru proiect. Mulțumesc. Uite că tot ai intrat în zona asta așa foarte pragmatic, foarte direct. Sunt curios, cât la sută dintre clădirile noi din România sunt certificate LEED sau BRIAM sau alte certificări? Dacă discutăm la tot ce înseamnă clădirile din România, indiferent de domeniu, procentul este foarte mic. N-aș putea să fac o estimare. Dacă ne uităm pe anumite segmente, pe zona de birouri, dar nu toate clădirile de birouri, ci clădirile care sau încearcă să se încadreze în clasa A, aș putea să spun că în București, pentru cred că este obligatoriu să ai o certificare, fie BRIAM, LEED, WELL, EDGE, este cumva obligatoriu. Deci, cred că undeva peste 95% din clădirile clasă A, de o suprafață, peste 5.000 de metri pătrați, au o certificare. Aici se adaugă și celelalte orașe gen mari, Cluj, Iași, Timișoara, Brașov, Constanța, Craiova, care au și ele de asemenea clădiri certificate și se aliniază cerințelor de clasa de la nivelul întregii piețe. Avem și proiecte pe care le certificăm în orașe mai mici, cum este Piatra Neamț, de exemplu, un sediu al unei companii. Și mai sunt, dar cred că, de exemplu, pentru Piatra Neamț, sediu autonom de acolo, este o premieră pentru oraș. Da. Nu aș putea să spun care este stocul de clădiri de birou sau câte clădiri, câte construcții noi se dezvoltă în aceste orașe, de aceea nu pot să dau un răspuns procentual pe toată piața. Mi-a plăcut strategia lui Dan și Marius Ștefan de a păstra sediul companiei la Piatra Neamț, deși într-adevăr Corbinsul lor este în București, dar a păstrat sediul central la Piatra Neamț, este foarte mult de apreciat. Da. Felicitări lor. Deci, practic, tu ești în spatele certificării în acest proiect al lor din Piatra Neamț. Da, da. Da? Super. Dar înțeleg că doar zona de office e certificată sau are un stat de certificare? În acest nivel, acest nivel a început cu office, a continuat cu zona de retail. Comercial. Cred că retail-ul este un pic, să zicem, cu
un an, poate în spatele zonei de office, dar proiectele mari și fondurile de investiții mari și dezvoltatorii mari, gen NEPI, Prime Capital, Julius, Global Wealth, Global My Retail, Office, da. Și cred că și Lidl, Kaufland și retailerii mari sunt, au adoptat această strategie de certificare. De asemenea, nu știu, n-am menționat IKEA. De asemenea, deci aceștia își certifică un standard pentru clădirea lor și certificarea este componenta acestui standard. Logistic a fost următorul, următorul domeniu al pieței imobiliare care s-a aliniat și da, în momentul ăsta toți mari dezvoltatori CTP, VDP, VGP și Global Earth, P3, își certifică 100% portofoliile, fie în certificări operaționale, fie pentru clădirile noi. Rezidențialul a urmat trendul și sunt deja proiecte finalizate, sunt proiecte în curs care urmează să fie certificate. Pe piață, pe zona de certificări pentru proiectele rezidențiale, fie ele proiecte mai mici, fie ele proiecte de apartamente mai mari, mai există și alte tipuri de certificări, cum sunt, este Passive House, care este un standard, să zicem, de performanță energetică foarte bun și destul de restrictiv. Mai este Green Homes ca și schemă de certificare, dar de asemenea sunt dezvoltatori cu care am lucrat și pe alte proiecte care merg în zona de certificare pe, pe sistem BREEAM sau pe sistem LEED, depinde de preferință. Dăm câteva exemple și pe rezidențial, sunt curios, că aici cred că e cea mai mică acoperire, nu? Da, este cea mai mică acoperire în momentul ăsta. Noi am lucrat pentru Impact la Luxuria, ca fiind primul proiect major care are o certificare. Lucrăm cu Speedwell de Ivy. De asemenea, continuăm cu Impact pe celelalte proiecte ale lor la Iași, în București, în Greenfield. Dar avem și proiecte, alte proiecte cu, cu alți dezvoltatori, proiect Pajurei 3, cu Intero, și mai sunt și alte proiecte care urmează să fie, să fie anunțate în piață. One Floreasca, poate? Ce anume? One Floreasca, la fel? One Eliade? A avut certificare? One Eliade și tot ce înseamnă portofoliu One, din ce știu, merge în zona de certificare Green Homes, Green care Homes. Este certificarea emisă de Romanian Green Building Council. RGBC. Da, și în mare parte respectă cerințele LEED și BREEAM, este un mix, este o soluție adaptată pieței românești. E important că, totuși, această piață pare că se dezvoltă, adică nu există un singur furnizor principal, sau e un furnizor principal, sunteți voi, dar se dezvoltă și al certificări cu tot cu scopul de a duce construcția la next level, adică în final scopul e, e atins prin mai, printr-un conglomerat mai mare de companii care ajută în lucrul ăsta, mai ales că vorbim de o piață enormă, vorbim de atât de mult de lucrat. Este o piață foarte mare, până la urmă, dacă vorbim de certificările BREEAM și LEED, ele și-au servit până la urmă scopul, până în momentul acesta. Ele au schimbat destul de mult piața din momentul în care a fost, să zicem, generate la nivel internațional. Se vede o, o îmbunătățire clară a performanței. Ceea ce fac în momentul ăsta standardele, cumva setează niște repere de performanță. Deja sunt dezvoltatori care exact cum am spus mai devreme, au în standardul lor certificarea, dar deja proiectanții, piața, arhitecții, inginerii, toți cei implicați, au în politicile lor și proiectează conform certificării. Nu se mai pune problema de ce este ceva nou. Proiectanții care sunt în momentul ăsta în zona rezidențială sunt
aceiași proiectanți care lucrează și pe zona de office și pe zona de logistic. Ei deja știu principiile, principiile sunt aceleași. Și în mare parte din cazuri, pe zona rezidențială sunt soluții deja implementate. Da, uneori certificarea presupune un cost suplimentar. Pot să spun că sunt proiecte care sunt la nivelul acela de calitate, la nivel de, nu știu, care pot fi oricând certificate, dar nu au, nu au o certificare. De ce? Pentru că au ales să nu o facă din diverse considerente de marketing, dar asta nu înseamnă că calitatea este mai, mai redusă. Piața a fost în, cumva împinsă în general de toate celelalte segmente, de office, de retail, de industrial, să se evolueze. Și asta s-a întâmplat prin toți jucătorii din piață, prin proiectanți, prin toți consultanții care au participat, prin auditorii energetici, prin legislația care a fost impusă. Deci certificarea până la urmă este un proces în care se confirmă o calitate ridicată, o sustenabilitate a unui produs. Nu neapărat că în momentul ăsta se întâmplă minuni în proiect. Da, am avut proiecte la care practic doar am urmat un proces birocratic, să zicem. Un checklist. Un checklist, da. Uh-huh. Pentru că deja conceptul, deja produsul era la un anumit nivel. Și aici vorbesc de, mă refer la dezvoltatorii mari care în urma unor experiențe și în urma feedback-urilor din piață cumva își aliniază produsul standardelor internaționale. Și haideți să intrăm puțin în detaliu, pentru că sunt printre cei care ne urmăresc, inclusiv dezvoltatori sau constructori sau oameni din sfera imobiliară care au aflat până acum despre lease upline, dar nu cunosc în detaliu sau nu stăpânesc pe deplin ce înseamnă cu adevărat o clădire verde. Și aș vrea să începem chiar cu asta. Din, să zicem, knowledge-ul, expertiza și know-how-ul în această privință pe care vă stăpâniți, la ce vă uitați ca principale capitole, secțiuni, când spuneți că o clădire este sau nu este verde? Pentru mine, termenul verde e un pic, să zicem, un pic... Perimat? Nu neapărat, e un pic prea mult, pentru că așteptările sunt un pic extreme. Să crească un copac din ea. Da, e vorba de foarte multă sustenabilitate. Însă, dacă vorbim de certificări sustenabile, așa cum sunt, practic este o diferență de terminologie. Uh-huh. BREEAM face referire la clădiri sustenabile, LEED, da, este un pic mai marketing oriented și vorbim de green buildings. Eu consider că vorbim de clădiri sustenabile. Și aici sunt trei elemente. Vorbim și de sustenabilitate față de mediu, oameni, dar și economic. Pentru că o clădire, da, evident, pentru că cred că 99% din proiectele certificate în România sunt proiecte private. Am zis 99 ca să nu... Știu că există proiecte care urmează să fie certificate, care sunt proiecte publice, un spital, cred că la Cluj, în sensul ăsta. Și de aceea contează foarte mult și partea de sustenabilitate financiară, pentru că degeaba venim noi și construim un proiect care este cel mai verde din lume, dacă investitorul și planul financiar nu funcționează. Este foarte important, pentru că, uite, ai pus punctul pe ei și spun la fel, sustenabilitatea nu înseamnă numai să nu consume combustibil fosil, să țină energia în interior, atât căldură cât și răcoare și așa, să aibă un nivel de confort al aerului și mai departe, deci înseamnă să fie și sustenabil economic. Exact. Tot sustenabilitatea este, când vrei sau nu vrei, trebuie să-i trecem prin asta, că altfel nu se creează proiect. Da. Da. Ca să vorbim despre caracteristici. Schemele de certificare au anumite categorii de elemente care sunt evaluate. În primul rând, vorbim de performanța energetică, care în ultimii 2 ani este un, să zicem, un element central în majoritatea deciziilor, în general, datorită sau din cauza
evoluției prețurilor energiei, dar spre deosebire, pentru că aici partea asta de performanță energetică am putea asimila-o cu alte certificări gen Green Homes, gen Passive House. Uh-huh. Vorbim și de alte elemente cum putem să menționăm confortul, confortul interior, confort acustic, calitatea aerului, materialele folosite, sustenabilitatea acestor materiale, deșeurile generate în timpul construcției, dar și modul în care gestionez deșeurile în operare. Uh-huh. Vorbim de poluare, efectiv, care este poluarea uh-huh. generată de acea clădire, emisii de noxe, până la urmă, cumva o amprentă de carbon în operare, vorbim de amprentă de carbon în embodied carbon, uh-huh. deci cea în, pentru tot ce înseamnă etapa de construire. Un element foarte important este partea de peisagistică, zona de biodiversitate și acest aspect care în zona de clădire verde pare fiind, ca fiind elementul central, dar în sustenabilitate este foarte important, dar trebuie ținut cont de acesta în relație cu celelalte elemente. Evident, eficiența utilizării apei. Și cred că unul din cele mai importante elemente din certificări este partea de management. Partea de management de la, de la concept. Pentru că, în primul rând, trebuie să ne gândim la începutul unui proiect care este scopul, ce vrem cu acel proiect. Știm cu toții, cred că toată lumea a văzut vile construite de familie, de două persoane, de sute de metri pătrați. Și... Da, depinde ce ne dorim. În primul rând este să servim scopul. Aici pornim de la ideea inițială, ce vrem să facem și care, cum dezvoltăm proiect. După aceea vorbim de proiectare integrată. Deci tu spui că dacă e o casă făcută pentru doi oameni și sunt 200, 300, 400 de metri pătrați, de fapt nu respectă principiul sustenabilității, că nu-și atinge scopul, nu? Evident, este... Da, înțeleg că, nu știu, din cunoștințele mele sunt foarte multe, să zicem, familii care au gândit, da, facem o casă pentru noi, pentru copii, pentru nepoți, pentru toți și o să stăm toți împreună și... Uh-huh. Se întâmplă că într-un final rămân cei doi bătrâni și casa este jumate nelocuită pentru că, evident, toată lumea vrea să locuiască unde, în funcție de nevoile lui, în oraș, nu o să stea toată lumea cu părinții. Deci cred că sunt foarte multe cazuri de genul ăsta, poate nu în București, dar în țară sau cred că asta a fost gândirea multor, să zicem, da, persoane fizice. Am un prieten care stă într-o casă cu soția lui cu 7 camere, o să-i dau acest material să-l vadă. Da. Continuă. Sunt foarte multe resurse utilizate. Deci, uh-huh. important este să reducem și nevoia de materiale pe care, uh-huh. Pentru că odată ce am definit foarte clar scopul, putem să ne adaptăm. După aceea este partea, spuneam, partea de proiectare integrată. Da. Uh-huh. Toți cei implicați trebuie să se așeze la masă, să discute și să vadă care sunt cerințele. Și aici mă refer la un element care de multe ori nu se întâmplă în proiectele, încă în proiectele din România. Implicarea utilizatorului final într-o fază inițială. Și aici mă refer la management, la partea de facility management, la proiectele comerciale. Aici este foarte mm-hmm. important pentru că ei vor utiliza și ei știu foarte bine care sunt nevoile, care sunt nevoile de spații, care sunt nevoile de resurse, care sunt nevoile de, nu știu, de conexiuni, de echipamente, de alte, să zicem, materiale și. Deci, practic, e important elemente. Nu numai să produci bunul, să produci mobilul cu ce destinație are el într-o manieră sustenabilă, ci să și gândești managementul post-construcție, adică exploatarea clădirii într-o manieră sustenabilă, adică inclusiv cu companii de facility sau cu un provider de property management sau așa mai departe, care să țină controlul cumva. Sigur, ei vin, de exemplu, cu cerințe legate, nu știu, de modul în care facem mentenanța fațadei.
Adică am nevoie de nacelă, n-am nevoie de nacelă, am nevoie de... Se întâmplă de multe ori să, într-o etapă finală, hai să vedem dacă, când angajăm facility managerul, dar cum facem spălarea fațadei, cât de des și cum, care e sistemul. Nu spun că mare parte proiectanții și arhitecții cunosc aceste elemente, dar în general cred că sunt anumite standarde și ei respectă standardele. În viața reală cred că este important să fie și utilizatorul final sau cel care face managementul să fie întrebat și să fie implicat, pentru că se pot găsi soluții mai eficiente și mai sustenabile pentru proiectul respectiv. O următoare etapă este partea de construcție și aici, după cum știm cu toții, există acel value engineering în proiecte, există și uneori implicarea, să zicem, a antreprenorului general, a constructorului, presupune iar schimbări în proiect. De ce? Pentru că și ei vin cu alte soluții, deci și ei ar trebui să fie implicați, să zicem, cât mai devreme. Lucrul ăsta se întâmplă, dar partea de management al organizării de șantier este relevantă, pentru că vorbim de locație, de disconfort față de vecinătăți, praf și problemele pe care le știm și noi din București, nu știu, noroi, și asta este un alt element important. O etapă foarte importantă din perspectiva mea este partea de punere în funcțiune. Pentru că da, am făcut un proiect, am gândit un proiect foarte bun din punct de vedere al performanței, din punct de vedere al calității, l-am executat, dar dacă nu este, să zicem, pregătit pentru pornire, să zicem, ca la o mașină, cum era pe timpul, rodajul acela, să vedem ce mai trebuie, cum, ca să vedem cum funcționează el în viața reală, este destul de dificil ca în prima perioadă de operare să atingi parametrii de performanță pe care i-ai preconizat, pentru că în acea, să zicem, primele 12-24 de luni încă mai faci anumite calibrări, încă mai faci ajustări ca să ca produsul respectiv să fie în parametri. Asta se întâmplă la toate proiectele. Este o etapă normală. Faptul și implicarea și tuturor. Și clădirea își face rodajul, practic. Da, până la urmă se așează și ea și după aia toată lumea știe care sunt așteptările și cum funcționează și din punctul meu de vedere, după primul, poate după al doilea sezon, putem să spunem dacă performanța reală a proiectului este în conformitate cu proiectul. Pe lângă aceasta, cerințele tehnice sunt menționate de multe ori în proiect, mă refer, nu știu, la etanșietatea fațadei, la modul în care este montat, nu știu, o fereastră. Evident că detaliul este dat foarte clar de arhitect, dar trebuie să existe cineva care să verifice dacă în realitate se întâmplă, dacă nu sunt mici... nu neapărat mici greșeli, nu intenționate. Se întâmplă. Sunt oameni cei care execută. Mai apar, trebuie remediate la timp, pentru că într-un final dezvoltatorul are și utilizatorul are pierderi de energie, pur și simplu prin acea, să zicem, scăpare de execuție. Lucrurile astea în cazul caselor pasive se testează, sunt obligatorii acum... sau recomandate și de normele românești, există acel test cu ușa suflantă, cel mai bine este imediat după ce se finalizează proiectul, când încă constructorul este în șantier și poate să remedieze după, nu știu, după ce îți dai seama că e prea frig într-o cameră și hai să facem un test, nu cred că mai este atât de ușor de remediat. Da, de regulă, dacă ca să dai tencuiala, să pui instalațiile, să tot, deja te costă de te zăpăcește și mai toți oamenii nu cred că își mai propun să facă asta. Pun niște, și cum vedea, poverim perna aia pe jos, așa, pe da, la fereastră. Improvizăm și e păcat pentru un proiect nou, adică da, e... Chiar e păcat. Asta e... Deci,
cumva acestea sunt principiile de bază ale certificărilor. Da, mare parte au fost implementate în unele, în unele proiecte. Dezvoltatorii care au mai multe proiecte învață de la un proiect la altul, îmbunătățesc tot timpul conceptul, proiectanții la fel și ei se adaptează și consider că certificările au ajutat destul de mult această zonă de creșterea performanței. Multe lucruri. Chiar mă gândesc așa că pentru probabil o bună parte de cei care nu urmăresc așa ideea de clădire sustenabilă pare ceva din viitor. Zic, Daniela, avem alte priorități, lasă-ne cu treburile astea acum. Ne trebuie, uite, că avem nevoie de o persoană la primărie că ne dă autorizația sau că ne-a luat pusul sau că ne-a dat judecata sau așa, poate vorbești de clădire sustenabilă. Lasă-mă cu asta. Eu cred că în complexitatea asta în care trăim cu toții, devine stringent să fim atenți la treaba asta și pot să vă confirm prin simplu fapt că ziua în care noi filmăm acest material este în mijlocul lunii octombrie, de fapt în a doua jumătate a lunii octombrie și tocmai ce am trecut prin 34 de grade în București. Da. Dacă asta nu este un mesaj că trebuie să devină o chestie stringentă de care să ne preocupăm și să o punem între priorități, nu știu, poate să fie mai important. Sunt curios, voi cum vedeți treaba asta? Îi studiez mult fenomenul și știu că construcțiile și imobiliarele sunt părtași și importanți la amprenta de carbon în lume. Conform studiilor, undeva la 40% din emisiile de carbon. Da, acestea sunt efecte și consider că e responsabilitatea fiecăruia să facă puțin sau să facă ceea ce poate. Nu cred că trebuie, nu știu, de mâine să ne mutăm în, nu știu, în pădure sau să avem o schimbare totală a modului de viață, dar se poate îmbunătăți, se poate îmbunătăți modul de viață, confortul, dar în același timp să ajutăm și mediul. Exact această parte de resurse, de consum de resurse, asta, practic asta facem prin, și asta generează amprentă de carbon foarte multă, asta generează un consum de energie și aceasta duce la aceste schimbări climatice. Cred că cumva este o sinergie între acestea și consider că fiecare dintre noi este responsabil să facă un pas cât de mic înainte. Efectele se vor vedea, evident, nu pe termen scurt. Da, acest episod de vreme extremă cred că nu este neașteptat și cred că ar trebui să ne așteptăm și la alte tipuri de situații de genul ăsta. Putem spune că anul trecut sau de, cred că de 3 ani, noi n-am avut iarnă în București. Așa. Anul trecut a nins, sau anul acesta a nins, în martie, cred, la 1 martie sau pe final de februarie. Exact. Singura dată sau ceva de genul ăsta. Da, e total anormal, dar este o evoluție. Uităm cu soția mea la niște poze peste weekend din copilărie cu niște nămeții mei și se jucau, mă rog, jurul blocului unde locuiau în București. Și ne gândeam, wow, deci n-am mai văzut atâta zăpadă în oraș. Cred că nici măcar în alte zone România n-am văzut, dar în București cu siguranță n-am mai văzut. De foarte, foarte mult timp. Ar trebui să ne... Eu n-aș fi atât de dornic să văd nămeți de zăpadă, pentru că vorbind de vreme extremă, poate putem să avem episoade extreme de zăpadă. Dar statistica arată că mai degrabă o să avem încălzire mai degrabă în zona care ne aflăm noi a lumii. Da, dar asta nu exclude că putem să avem friguri extreme, precipitații extreme. Da. Am văzut, cred că anul acesta, la început, când la noi era foarte cald, în zona Orientului Mijlociu, ningea. Nu? În Israel, în zona aceea, era zăpadă și era Turcia. Era ceva complicat pentru ei. Deci se întâmplă anumite fenomene care... Da. Bun, întorcându-ne la cei 40% de emisii de carbon pe care construcțiile și imobiliarele le aduc în lume în fiecare an.
Care sunt soluțiile? Primul rând, ca să despicăm așa puțin povestea, sunt două zone pe care să le explorăm în momentul în care vorbim despre construcție. O dată este efectiv construcția în sine, până când bunul este dat spre exploatare. Și a doua parte este partea de exploatare. Noi avem deja înmagazinate în clădire, cum spuneai tu mai devreme, un număr, un volum de emisii de carbon date de material pe care îl folosim, speță, fier, beton, sticlă și așa mai departe. Dar avem un important volum și după ce clădirea este gata, când trebuie să o încălzim, când trebuie să o răcim, când trebuie să păstrăm un aer în casă respirabil și atunci cea mai multe ori deschid fereastra și atunci, practic, ori pierd energia interioră, ori aduc energie din exterior și acopăr, practic, răcoarea din interior cu energia termică din exterior și așa mai departe. Hai să vedem câteva metode prin care reușim să scădem amprenta de carbon și pe care voi probabil că le aveți în checklisturile de certificări, atât pe partea de producție, cât și pe partea de exploatare. Și putem să o luăm pe rând, dacă vrei, putem să vorbim despre partea de încălzire-răcire sau partea de calitatea aerului, unde vezi. Da, vorbind acum în general la nivelul pieței, cred că este important, în primul rând, să conștientizăm că avem un stoc foarte mare de clădiri, că undeva la, în fiecare an, undeva la 2, maxim 3% înseamnă construcții noi, restul 97-98% sunt clădiri existente. Consider că focusul ar trebui să fie în acea direcție, pentru că acolo e marea majoritate a emisiilor de carbon din operare și să reducem, să îmbunătățim proiectele existente. Acesta cred că este un pas important. Nu consider că trebuie să dărâmăm totul și să construim după standard de BREEAM LEED sau oricare altul, ci să încercăm să aducem acele construcții prin metode de optimizarea consumului, prin soluții de renovare, soluții de îmbunătățirea performanței energetice, cât mai aproape de, să zicem, o clădire nouă. De ce? Pentru că în felul acesta evităm acea valoare foarte mare de emisii de carbon din construcție. Și ca să mă întorc la întrebarea ta, soluțiile în primul rând ar fi de izolare, de îmbunătățirea performanței, pentru că în primul rând am un consum de energie generat de nevoia de a aduce spațiul interior la o anumită temperatură, iar asta ar fi cea mai simplă soluție de izolare. Acum n-aș vrea să intru într-o discuție dacă este polistiren, vată mineral sau alte soluții. Sau lână, mai nou. Sau lână, da. Toate au sunt binevenite atâta timp cât scopul principal este să îmbunătățesc performanța energetică. Da, pe de altă parte vorbim de amprenta de carbon a fiecărui tip de soluție, care este clar că polistirenul are cea mai mare amprentă de carbon comparativ cu vată minerală și probabil lână cel mai redus nivel, prin prisma faptului că partea de emisii de carbon în procesare este foarte redus în cazul lânei sau mult mai redus decât celelalte soluții. Deci asta ar fi o primă variantă. Deci, practic, pe zona de înmagazinare, de păstrare energie în interior, avem o dată izolația, dar mai avem o dată și punțile termice, dată de fereastră, în primul rând, pe care la care să fim atenți, te rog, continuu, probabil, primul rând, cu montajul lor și cu alegerea lor, nu cu alegerea montajul, sticlă și toată. Alegerea lor, acum, da, la o anumită perioadă, consider că, sau fiecare parte, fiecare bucată a unei construcții are o durată de viață normală. Cred că în cazul ferestrelor, cel puțin în zona ferestrelor cortina și a proiectelor mari, durata de viață dată de producători este între 10, 15, 20 de ani, poate pentru zona de aluminiu spre 30 de ani ca profile. Dar din punct de vedere al, să zicem, al performanței și al linierii la standarde, evident că tehnologia a evoluat și putem să vorbim despre sticlă mult mai eficientă și la un moment dat, da, și această renovare sau înlocuirea a ferestrelor vechi cu soluții noi, moderne, da, putem să vorbim de profile de lemn care sunt
de foarte multe ori mai bune decât ce știm noi din blocurile comuniste, soluțiile vechi sau ce vedem în, în clădirile din zona aceasta, din zona istorică a Bucureștiului. Vorbim de performanță foarte redusă. Dar la fel de important sunt și echipamentele de încălzire, soluțiile de încălzire pe care le avem și acestea trebuie să fie gestionate cât mai eficient. Aici pe lit și pe brim acceptați și gaz ca soluție de ca resursă pentru încălzire sau este minamente, pompă de căldură? Nu. Sau alte soluții? Deci mergi și pe gazul gaz. este o soluție, da, atâta timp cât este o soluție eficientă și există soluții de gaz. Centralele termice în condensație care au eficiență foarte bună și dacă vorbim de costuri, încă cred că este o pentru România, ca și producător de gaz, este o soluție care va putea sau va fi luată în considerare. Evident că... Centrale inclusiv individuale de pe fiecare spațiu sau doar de clădire? Cred că nu se mai pune problema, cel puțin la proiectele noi, de centrală individuală, ci... nu cred că am văzut în ultimii 2 ani vreun proiect nou la care în care să fi fost implicați, în care să aibă centrală individuală. Încă mai sunt, dar sunt minoritare, într-adevăr. Sunt puține. Da. Soluția ca și eficiență e mult mai ridicată în cazul centralelor de bloc sau unui sistem centralizat. Avem clienți care au mai multe imobile și se gândesc să construiască un punct termic similar cu punctele termice Radet, pe care le știm cu toții, dar sunt nu neapărat cât acele puncte de, să zicem, pentru că din ce înțeleg Radet sau din ceturi pleacă undeva abur și în punctul termic local se convertește la o temperatură de, nu știu, 80 de grade sau cât este necesar pentru a fi distribuit în zona respectivă. Deci există gândire de genul ăsta. Și CET-urile pot fi o soluție. Dacă, până la urmă, sursa care dă, resursa care dă încălzirea apei respective este, de fapt, cea care dă sustenabilitatea. În final, dacă CET-urile se pot încălzi apa prin surse regenerabile, de exemplu, fotovoltaic sau eolian sau altele, atunci, sau geotermal, atunci înseamnă că e sursă sustenabilă. Dar CET-ul în mod normal este, sau apa caldă, aburul, este un rezidu de la producția energiei electrice în CET-uri. Deci principalul scop al CET-urilor este de a produce energie electrică. Elcen în București este producător de energie electrică, dar rezidul de la arderea gazului pentru a învârti turbinele respective este apa caldă. Și aburul care se duce este prefolosit, practic este o cogenerare. Și totuși lumea fuge de această sursă de încălzire. Da, pentru că nu e de încredere în București. Problema distribuției nu este, ca și soluție, este cea mai bună și avantajul Bucureștiului este că are o rețea. Proastă, dar are o rețea. Și sunt capitale, discutam în alte orașe, în alte țări, și-ar dori să aibă rețeaua, infrastructura pe care o avem noi, pentru că da, nu mai poți acum să te apuci să, nu mai poți, da, clar, să sapi pe sub artere întregi, metro pe sub străzi, dar nu merge. Da. Noi avem infrastructura, trebuie să o reabilităm, sunt pași care se fac. Tot Bucureștiul e spart, chiar se fac. Da, va dura, dar... Da, este o soluție mai sustenabilă decât simpla centrală termică. Deci tu spui că la un moment dat formula asta cu cogenerare centralizată, practic decentralizată prin CET-uri și Radet și mai departe, va fi potențial extrem de sustenabil. Va trebui să fie, pentru că există la nivel european și finanțări foarte multe pentru, să zicem, reducerea amprentei de carbon. Acolo sunt destul de multe programe, cel puțin asta am văzut în alte țări, că sunt tot așa sisteme centralizate care încep să
să folosească și alte resurse, ai spus și tu geotermal, un mix de o îmbunătățire a performanței, pentru că și ceturile noastre sunt din anii, nu știu, cred că sper să nu greșesc, 60-70, și ca și performanță, și motoarele acelea, turbinele, sunt cumva depășite din punct de vedere tehnologic. Deci și acestea necesită o îmbunătățire a performanței. Ele ce resurse folosesc pentru a genera electricitate? Cred că gaz. Gaz? Din ce știu. Cred că mai sunt cu păcură. Și cu păcură. Da. Știu că, din păcate, da. Cred că au rezervă sau ceva de genul ăsta. Adică au pentru perioadele de... pentru perioadele extreme. Am văzut o soluție gaz combinat cu hidrogen, care putea să circule inclusiv prin conductele existente de gaz. Da, în zona asta nu sunt specialist, dar am citit că există o direcție, cel puțin la nivelul Uniunii Europene, pentru a reduce amprenta de carbon, pentru că un procent din gaz să fie înlocuit cu hidrogen, nu știu care ar fi procentul. 16%, am înțeles că e sustenabil pe conductele existente. Altfel, dacă crești ponderea, hidrogenul fiind un gaz foarte, trebuie să zic o prostie, subțire, trebuie să ai un tip de aliaj pe conducte ca să nu iasă. Cred că vorbim de presiune. Presiunea la care se lichefiază, pentru că gazul în mod normal, prin țeavă, este lichid. Dar... hidrogenul trebuie să fie, să aibă, și nu, să suporte o presiune mult mai mare, și țevile de gaz sunt dimensionate sau sunt construite să reziste la anumite presiuni care probabil asta impune acest procent de altă provocare. Bun, să ne mai întoarcem la componentele care sunt potențiale soluții. Ai zis de inclusiv partea de încălzire cile. Puneți că favorizați cumva pompele de căldură în certificările voastre? Este o soluție și asta e o discuție pe care o avem cu mai mulți clienți care urmează planuri de decarbonizare. Practic, certificarea nu exclude utilizarea gazului, dar gazul nu poți să-l decarbonizezi. Pe când energie electrică, dacă folosești energie electrică, poți să mergi către o resursă regenerabilă, gen fotovoltaic, eolian sau altă sursă de electricitate. Hidro, care... nuclear, da, e o discuție cât este zero emisii de carbon sau dacă este chiar sustenabilă și a fost sau cumva partea de hidromare nu este considerat ca fiind cea mai, să zicem, bună resursă regenerabilă, pentru că impactul asupra mediului ca să construiești o hidrocentrală pe un râu sau genul ăsta e destul de mare. Da, poate să ajungem să folosim acel beton verde de care vorbește Bill Gates, știți ultima lui carte sau printre ultimele lui cărți legate de How to Deal with the Climate Disaster, vorbește despre premiumul pe care îl plătești pentru betonul verde sau pentru fierul verde. Adică, în esență, fierul și betonul sunt niște combinate de resurse existente în planetă, da? Da. Pe care le extragi și atunci ai odată de redus emisia de carbon la extracție și apoi de redus emisia de carbon când le produci efectiv, când creezi fierul beton, când creezi, cimentul și mai departe. Și dacă tu încălzești, practic, te duci la o anumită temperatură, dacă încălzești fierul, respectiv, componentele cimentului, prin folosind surse de încălzire regenerabile, sunt cozate a fi fier verde și beton verde. Da. Sau ciment verde, mă rog. Și mai departe, tu dacă pui aceste lucruri într-o hidrocentrală care este o masă mare de beton și de fier, atunci poți să duci amprenta, poate nu la zero, dar reduci semnificativ. Și hidro în momentul respectiv este destul de sustenabil, adică poți să spui că e zero emissions. De fapt, el în exploatare este zero emissions. Procesul este zero emission, construirea acelui hidro este un pic mai neprietenoasă, să zicem. Da. Și nuclearul? Despre asta ce spui? Emisii de carbon zero, ce pot să spun. Dar cunoaștem cu toții alte riscuri care există. Adică nu știu dacă... din punct de vedere tehnic s-au eliminat toate riscurile, nu sunt specialist, n-aș vrea să mă pronunț dacă cât de sigur este, să zicem, o construcție din 2020 ca și nuclear și putem să ne referim la acele micro reactoare. Nu știu, n-aș putea să spun comparativ cu
Cernavodă sau comparativ cu, nu știu, alte experiențe neplăcute. Da, e această umbră care domnește datorită accentelor anterioare, dar în esență aproape tot ce este construit nou este la un nivel de sustenabilitate foarte ridicat pe centrale nucleare și par a fi o soluție excelentă în mixul ăsta complet. Nu există one solution care rezolvă problema. Cu siguranță există un mix de soluții și trebuie luate și puse împreună. Dacă, de exemplu, la România, România are o poziție foarte favorabilă. Sunt zile care noi avem 80% din energie realizată cu zero emisii de carbon. Da. Când bate vântul mai tare, când e soarele mai puternic, când hidro merge foarte bine, atingem 80%. Polonia, în schimb, are 74% energie din cărbune. Îți dai seama că e greu să le spui construiți de mâine hidrocentrale și puneți multe eoliene, că nu o să o scoate la capăt. Trebuie să le dai și o soluție care e puternică, care e rapidă și puternică. Și nuclearul este, poate nu la fel de rapid, dar este puternic, adică poate să acopere puternic din total mix. Cred că dacă vorbim despre, acum vorbim de o piață a energiei, de un grid interconectat, tot ce ține de Uniunea Europeană, aici cred că piața din Polonia va duce la această, să zicem, îmbunătățire a calității din punct de vedere al amprentei de carbon. Pentru adică că cumva va importa, spui, nu? E posibil, da. Pentru că la fel cum marii dezvoltatori în România, marii proprietari au contracte pentru energie verde, pentru că li se politica ESG le dictează această direcție, sunt convins că și cei din Polonia fac la fel. Acum depinde și de alte constrângeri din piață, de distribuție, de transport și de aceste aspecte în care n-aș vrea să intru, că nu le cunosc. Și mai se vorba și de securitatea energetică a fiecărui stat în parte. Încă n-am ajuns la acel concept de securitate energetică a Europei as a whole, complet. Adică nu gândesc toate cele 27 de state prin securitatea energetică a Europei. Fiecare gândește prin propria sa securitate energetică, care e corect să fie într-un punct de vedere. Da, o autonomie locală extinsă, să zicem. Adică vorbim de județe, după care vorbim de țară și... Da. Ca să închidem topicul ăsta, hai să mai vorbim și despre schimbul ăsta energetic permanent între interior și exterior, care, în mod tradițional, se face prin... o metodă de deschidere a ferestre. Da, există acea... Și cred că va exista în continuare. Adică haide să nu ne abângim că, nu știu, în următorii ani toată lumea va ține geamurile închise, vom avea proiecte noi cu geamuri care nu se mai deschid. Nu va exista. Nu există la clădirile de birouri această soluție. Există la proiectele de birouri, există la toate proiectele geamuri care se deschid și nu doar în România, peste tot. De ce? Pentru că ține de confort, de confortul persoanei, care pe de o parte dacă vorbim de rezidențial, da, e nevoia aceea de aer proaspăt, dar pe de altă parte e și nevoia de conexiune cu exteriorul. Corect. Există soluții pentru perioadele extreme, când e foarte cald și foarte frig. E partea de recuperare de căldură, ventilația mecanică. Există soluții simple și cred că cei din domeniu cunosc acele schimbătoare de căldură descentralizate, un fel de tub care se introduce în perete și face acea recuperare de căldură, care este o soluție, dar ține foarte mult de confortul ocupantului. Și această soluție aș recomanda-o ca fiind cea mai fezabilă în perioadele extreme, pentru că oferă un confort foarte ridicat. Adică atunci, practic, dimineața, când e foarte frig afară, nimeni nu-și dorește să deschidă geamul să aerisească, dar deschide pentru că acum, în perioada aceasta, când avem 23-24 de grade, da, poți să deschizi, să ventilezi, oricum nu mai ai niciun sistem de încălzire în funcțiune. Și aici vorbim de controlul sistemelor, adică pur și simplu să ai posibilitatea să oprești căldura, pentru că sunt zone, sunt persoane care nu au un control local al consumului de energie. Adică cunosc locuri întregi care sunt reabilitate, nu au un
simplu, să zicem, robinet pe calorifer și când, deși sunt reabilitate, când este martie-aprilie, pentru că e foarte cald, pur și simplu deschid geamul, că nu au altă variantă. E o soluție simplă, personală, locală. Dar, un robinet, dar fiind loc reabilitat, fiind toată lumea plătește la comun, adică nu există o contorizare separată, până la urmă, da, contorizarea și controlul sunt elemente foarte importante care, în primul rând, prin contorizare conștientizezi care e consumul al tău și poți să găsești un reper corect cu care să te compari și să încerci să reduci, la fel cum s-a întâmplat în ultimul timp cu energie electrică, dar și posibilitatea să controlezi, că degeaba vezi că stai consumul și n-ai nicio pârghie de control. Corect. Mai avem multe subiecte, dar în apropiere de final o să mai selectez okay. Și poate mai postăm pentru un alt material în viitor. Sigur. Răzvan. Uite, aș vrea să te întreb din experiența ta în consultația pe care o oferi celor care dezvoltă și celor care proiectează. Ce greșeli sunt cele mai întâlnite la arhitect sau la dezvoltatori în materie de construcție sau proiectarea spațiului astfel încât să îndeplinească, să zicem, nu toate lucrurile, dar măcar lucrurile de bază cele mai importante care dau sustenabilitatea unei clădiri sau unui spațiu? N-aș spune. Cred că cea mai important este faptul că grăbim proiectele de multe ori. Adică se face un concept rapid fără să luăm acea discuție cu toți cei implicați și construim un produs care probabil nu îndeplinește nevoile utilizatorului final în întregime. Cred că asta ar fi prima și cea mai importantă, pentru că după cum știi, sunt foarte multe proiecte care nu știu, merg la o autorizare, după care, ok, trebuie să construim, hai să începem repede. Sunt proiectări, reproiectări, cred că aici e cea mai mare greșeală. Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să fie un pic mai multă atenție la zona aceasta de concept, de strategie, ce ne dorim, care sunt plusurile și minusurile, poate un pic o analiză mai detaliată la început. De ce? Pentru că, și n-aș spune că e o greșeală până la capăt, pentru că la un moment dat pe parcurs se remediază, adică correct. Sunt implicați specialiștii, apar undeva pe parcurs cei care vor opera și vin cu aceste măsuri, se fac acele schimbări, se modifică proiectul, dar implicațiile în momentul acela sunt mai mari și generează costuri de multe ori. Adică, da, mă costă mai mult să schimb soluția în mijlocul proiectului decât dacă mergeam pe soluția inițială. De ce? Pentru că deja am pus, nu știu, niște țevi greșite, am pus... Deci asta e cea mai întâlnită greșeală, dar... Nu știu, n-aș numi eu neapărat o greșeală. E un... cred că e și specific românesc. Suntem mai heirupiști. Hai acum, trebuie acum, mâine. Da, da. Uneori este bine să avem această inițiativă și să facem lucrurile să se miște, dar uneori o gândire mai atentă și o implicare mai mare din partea celor care se ocupă de proiect în sensul de a gândi produsul respectiv nu ca alt produs care nu mai interesează, ci să-l gândească ca și cum ar fi al lui și ar dori să-l folosească, pentru că vorbim de timpul alocat, de specialiști, vorbim de aceste resurse. Fuga asta de a face proiectele mai repede are și două cauze care sunt cumva de înțeles. Unul, avem de recuperat foarte mult. Da.
ca da. Economie, ca ecosistem, ca societate, ca tot. Și doi este și finanțarea proiectelor. Că atunci sigur. Când ai dobânzi care curg, dacă îți spune cineva de la masă că stai să mai stăm încă două săptămâni să ne uităm peste și pe aia alte două săptămâni să ne uităm peste, probabil că cei care investesc se uită un pic, stai puțin că asta două săptămâni înseamnă vreo dobânzi de vreo 50.000 de euro, ce fac? Știi? Și da, atunci, și da? Deci eu înțeleg foarte bine care sunt implicațiile. Da, sunt dobânzile, pe de altă parte, da. Cel care trebuie să se uite mai atent, petrece mai mult timp, deci acela trebuie să fie plătit suplimentar, cred. Deci e vorba de niște costuri. Da, poate este mai o bine, decizie. Poate mai bine să începi înainte de a fi finanțat, să gândești pro conceptul și proiectul exact, foarte bine. De la, ca să n-a pus de la costuri mari. Concept, da. Să știm cui ne adresăm, ce cred. Vrem, pentru că sunt proiecte mm-hmm. care sunt, nu știu, uneori în anumite zone, dar nu sunt nu au un target foarte clar și se schimbă cumva dintr-un mm-hmm. mediu, aici vorbesc la rezidențial, dintr-un mediu sau dintr-un lux în mediu, pe parcurs, mm-hmm. că de fapt stai așa că piața se schimbă, adaptabilitatea asta e ok, e normală, dar mai sunt și alte implicații tehnice în proiecte care trebuie avute în vedere. Uite, vreau să ieșim un pic și către exterior, așa, de final, să vedem cum se întâmplă în alte țări și ce putem să luăm bun de la ei. E România așa de în spate, constructiv? Uite, eu mă uit, de exemplu, la Amsterdam. Mi se pare că Amsterdam este un oraș, din punct de vedere echilibru urbanistic, excelent. Văd noile clădiri, cum sunt îmbinate cu urbanul, cum sunt îmbinate cu natura, cum se vede că sunt tehnologii noi folosite, poate greșesc. Dar te rog, spune-mi tu cum vezi. Din punctul meu de vedere, nu. Nu suntem, nu suntem departe. Uh-huh. Chiar, suntem chiar bine, foarte bine. Proiectele, cel puțin cele în care am fost implicați noi, din punct de vedere tehnologic, din punct de vedere al proiectării, din punct de vedere al conceptului, sunt aliniate cu ce se proiectează în alte țări. Avem proiecte în Germania, de exemplu, și asta a fost, ăsta ar fi reperul meu de performanță. Uh-huh. Da, la un moment dat discutăm despre calitatea execuției care, și calitatea materialelor sau tipologia materialelor, pentru că presupun, n-am o certitudine, uh-huh. dar presupun că la fel cum știm noi că e o diferență și că la un moment dat costul primează. Știu și producătorii de materiale și încearcă să ofere în piață produsul care este competitiv pentru ceea ce își dorește constructorul, respectiv beneficiarul. Adică uh-huh. el va trebui să vină cu un produs aliniat așteptărilor pieței. Da. N-aș putea să spun că nu știu, a fost o discuție pe alimente, dubla uh-huh. măsură în pentru același produs. Mm-hmm. N-aș putea să spun că există o astfel de situație în ceea ce privește materialele de construcție. Pot să spun că, pe de altă parte, statistic, amprenta de carbon în construire este mai redusă în România comparativ cu, cu țările din vest. Și are okay. o explicație. De ce? Interesant. Pentru că în șantier, practic, nu știu, dau un exemplu. Muncitorul folosește fiecare colțișor de bucată de rigips. Adică încearcă să refolosească, de ce? Din perspectiva costurilor. Pentru că și astfel, materialele folosite în construire sunt, să zicem, optimizate la maxim. Pentru că și constructorul acela, dacă cumpără el din banii lui chips carton, evident că încearcă să maximizeze produsul. Ok. Asta am și cred că la toate tipologiile de materiale se întâmplă la fel. Adică am văzut și în proiecte mai mici, mai mari, bucăți unde era, se vedeau că sunt bucățele puse ca să acopere un, să fie complet. Deci, okay. Și asta mi-a fost confirmat statistic de o platformă pe care o folosim pentru calculul amprentei de carbon și e cea mai mare platformă, OneClick LCA, care a emis un raport de genul ăsta și pe țări și pe tipologii. OneClick LCA? Da. Să verific și eu. Deci, în final, noi construim în România relativ apropiat de cum se construiește în da. Asta.
cu bugete de 2, 3, 4 ori mai mici, dar relativ apropiat ca și concept, ca și proiect, ca și soluții tehnice. Uneori am avut un proiect la care am prezentat noi celor din Germania o soluție care era deja implementată, cea de la Global World Square, ca și soluție tehnică. Și a fost o discuție, ok, hai să vedem dacă se poate, dacă nu se poate, a fost o dezbatere pe tema aceasta. Deci nu suntem din punctul acesta de vedere și cred că nici arhitecții, că ne întoarcem la partea aceasta de urbanism și integrare, cred că și arhitecții și proiectanții sunt suficient de experimentați să producă produse la același nivel. Că avem o problemă, da, urbanistică, atât, cel puțin în București, este știut de toată lumea. Cum găsim soluții, n-aș putea să spun, cu răbdare, pe zona de urbanism. Da. Cu multă răbdare. Foarte faină perspectiva și mi-e bucurat așa inima să vedem că am recuperat totuși destul de repede noi, așa că am sărit la fel cum am mai dat exemplu acesta, la fel cum viteza de internet este la noi, pentru că noi am implementat direct fibra optică, nu cabluri, și suntem mai buni decât alte țări, la cu fel și Germania. Da, suntem mai buni la net ca Germania de departe. Da. Tot ce m-am întors de acolo și am văzut. La fel și tehnologiile. Noi am sărit, ei au experimentat foarte mult tehnologiile, nu știu, anilor 90. Probabil noi am sărit 2010-2020. Și acum noi ne dezvoltăm acum sau ne-am dezvoltat foarte mult după 2010, ca și piață, cel puțin de birouri, de retail. Corect. Și asta, aveam alte tehnologii, suntem mai la zi. De aceea este o... nu știu, o discuție, că de ce avem foarte multe clădiri certificate la nivel maxim, de ce suntem, din punctul ăsta de vedere al sustenabilității, suntem la nivel maxim, pentru că, urbanistic, am construit în majoritatea, cel puțin în București, pe terenuri ale fostelor platforme industriale și asta ajută foarte mult din punct de vedere urbanistic, pentru că aveam metro aproape, mijloace de transport și tot ce înseamnă conectivitate, apropiere față de aceste facilități urbane, erau, toate acestea erau la îndemână. Clădirile, dacă vorbim de zona Aurel Vlaicu Pipera, au avut o infrastructură de energie foarte bună, da, conectivitate. Am construit cumva de la zero, la un anumit moment în care tehnologiile, da, sunt, au mai avansat, da. Fain. Crezi că mai durează mult până când LEED, BREEAM sau WELL sau alte standarde aici, cum ai spus, vor deveni standard și nu doar un diferențiator? Nu vor fi, cred că nu mai sunt diferențiator neapărat. Sunt niște standarde, dar nu cred că nu vor deveni standarde. Tot timpul, de ce? Pentru că certificările au rolul de a fi cu un pas înaintea standardului. Deci standardul este minimul legal pe care îl stabilește din punct de vedere tehnic statusurile, normativele și toate cele. Tot timpul certificările se vor uita la standardul european și vor fi cu un pas în față. Deci asta e filozofia din spatele lor. Nu vor fi cu doi pași în față. De ce? Pentru că ele au rolul de a trage standardele și la o perioadă de timp se dorește ca standardele să avanseze pe poziția la care, nu știu, era BREEAM în urmă cu 5 ani. Cam asta este perioada de reînnoire a unui standard, să zicem, BREEAM LEED. La 5 ani există o variantă nouă, care evident e mai stringentă decât precedenta. Ne dă bătăi de cap, da, clienții întreabă, da, de ce? Că data trecută era mai ieftin, gen. Și noi trebuie să, da, trebuie să ne adaptăm. Asta e evoluția normală. Cool. Îți mulțumesc foarte mult pentru discuție, a fost
și pentru mine persoană foarte plină de cunoștințe noi, că și pentru mulți dintre cei care ne numesc, v-aș invita să adresați întrebări în comentarii și o să-i trimit chiar persoanului Răzvan să răspundă. Ne apropiem de final, dar înainte, nu închidem înainte de a face acest nou proiect pe care l-am lansat, care ți-am spus la început, și anume The Concept 10, chestionul The Concept 10, care este de fapt, da, 10 întrebări fugeri, pentru că suntem limitați de timp și să putem să ne încadrem în această oră care ne-am setat-o noi ca standard în podcastul nostru. O să aleg doar 6 întrebări cu permisiunea ta și o să încep cu prima. Ce răspunde bunicii mele dacă te întreabă cu ce te ocupi? Ca să răspund foarte scurt, sunt persoana care încearcă să ajute deținătorii de clădiri sau cei care construiesc să facă acea clădire mai bună, mai performantă. Nu știu dacă termenul sustenabilitate este foarte familiar pentru bunica ta, dar... Cred că ai pierdut un pic la performanță pe bunica, dar până acolo a fost ok. Da. Mai eficient energetic, să consume mai puțină energie. Mulțumesc lui Claudiu Pândaru de la Digi, care m-a inspirat cu această întrebare. Mi se pare foarte faină, o au și ei în emisiunea în fața ta. A doua întrebare. Ce sfaturi i-ai dat copilului tău care vrea să facă o investiție imobiliară? Să-și ia un consultant bun. Bun, ok. Dar ce sfaturi i-ai dat bunicii tale care vrea să facă o investiție imobiliară? Să nu facă investiția sau să-i dea nepotului să facă investiția imobiliară. Ok. Interesant, dar de ce? Pentru că copilul are un consultant bun. Corect. Da, era clar, era în fața mea, dar am văzut. Ce carte ai dat să citească fiecărui român? Nu cred că sunt în măsură să dau o carte, dar ultima sau cea mai recentă carte pe care am citit-o este Sapiens. Și... Da, aș recomanda-o ca și... Da, e o carte pentru că e o altă viziune asupra istoriei. Da, Yuval Harari, o carte care am devorat-o acum câțiva ani. Da. Și cred că ți-a dat o perspectivă care te mai liniștește puțin, așa că... Da. Poate că în anumite momente ai senzația că lumea o ia într-o direcție nepotrivită. Are o viziune mai pragmatică. Da, e foarte pragmatic, da. Exact. Da. Care este românul tău preferat? Nu cred că am un român preferat, dar... Ce să zic, aș putea spune soția? Ok, să dăm podcastul soției să vadă până la capăt ca să vadă și să prindă acesta și acest moment. Și ultima întrebare, Europa, America de Nord sau Asia? Sau America de Sud, n-am pus, America de Nord sau Asia? Europa. Sudul ăsta, nu? Da. Good. Mi-s foarte mult, Răzvan. Fește-mi tot ce faci. Îmi doresc să ajung să fie standard în toată piața imobiliară din România și zona asta a lumii, ceea ce certifici, ceea ce aduci drept bune practici în domeniu. Și ai toată susținerea noastră, noi suntem fideli susținători ai sustenabilității în real estate, așa că cu ocazia te invit să mai facem și invităm materiale împreună. Mulțumesc! Poate chiar vorbim la prima clădire de anvergură faină pe care o certifici, să dăm ca exemplu efectiv o luăm ca studiu de caz și discutăm concret, iată ce a făcut A, B, C, D, X, Y, Z. Da, putem lua și am o idee. Da, chiar o primesc tot dragul. Dragii mei, acesta a fost Răzvan Nica. Sper că v-a plăcut. Dați un like, dați un share, dați subscribe. Intrați pe Build Green, build-green.eu, zic bine? Da. Ok. În care vedeți mai multe lucruri despre ceea ce face Răzvan și portofoliul său impresionant. Clădiri fabuloase pe care le știu și am aflat această ocazie că sunt o trecut și prin mâna lui Răzvan. Deci tot pentru asta încă o dată. Și dacă susțineți o lume mai curată, mai sănătoasă, de care se bucure și copiii copiilor noștri, dați mult share la acest material. Ajutați-ne să atingem mai multe inimi și mai multe minți care să vadă cât de important este să facem un pas spre o sănătate, inclusiv în cum construim și cum locuim sau cum trăim în clădirile pe care le construim. Mulțumesc, Răzvan, toate bune, ținem aproape. Mulțumesc!